M-am săturat să se consume relația asta numai la birou. Ai zis că faci ceva în privința asta. Tot aștept, iubitule, tot aștept să se întâmple ceva. Vrei să mănânci ceva, ți-e foame? Nu, no, aș vrea să fac un duș și să mă duc de la culcare, că nu știu, n-am, sunt super obosit, am avut o grămadă de treabă, să fiu sincer. Niciodată nu vrei să vii cu mine, să vezi și tu ce fac la balet. Pe bune acum, nu vii și cu mine să vezi la cantul cum am progresat, nici la balet, nici la nimic. Tu trebuie să pleci mereu. Zici că mi-ofer mult? Eu îți ofer timpul meu. Îți ofer când mă suni, eu îți răspund. Sunt la disponibilitatea ta oricând. Și tu spui mie că mi-oferi mult. Păi cum, Matei, tu mă iei de prost? Adică? Da. Bă, da, dacă mă iei de prost. Dar, fii atent, ca Oana, așa, nu găsești toate drumurile. Hai, nu vreau să intri așa încordat. Ce propui? Ce propun? Să te relaxezi puțin. Cum să nu? Vă propun să urmăriți astăzi o poveste de familie, care, deși la prima vedere pare să nu anunțe nimic deosebit, treptat, ea va dezvălui drama unei soții și mame care alege să lupte pentru familia ei într-un mod cu totul neobișnuit. Să nu vă lăsați furați de aparențe. Eroina noastră nu este deloc o biată femeie, supusă și naivă. Când veți afla despre ce este vorba, sunt convins că îmi veți da dreptate. Răzvan și Ioana Manea sunt căsătoriți de 10 ani și au împreună două fetițe minunate, pe Maria de 9 ani și pe Anastasia de 6 ani. Pe plan personal, relația lor s-a împlinit prin darul cel mai de preț, acela de a fi părinți. Cât despre viața profesională, dacă Răzvan are un statut privilegiat prin funcția de conducere pe care o deține într-o mare firmă și asigură bunăstarea familiei, Oana s-a dedicat educației fetițelor. Cu alte cuvinte, această familie împlinește toate condițiile pentru a fi una fericită, iar în căsnicie, Răzvan și Oana par să se completeze cum nu se poate mai bine. Cădeau încet fulgi mari de nea, de parcă în cer câțiva îngeri și-ar fi... Ce crezi că s-a întâmplat? Nu știu. Toți îngerii parcurgeau pe cer. Sunt Oana Manea, am 34 de ani, sunt soție și mamă. Iată că pe uliță apăru un copilaș care înainte cu greu părea stratul de omat. Mărsesc. Dar ai sărit o pagină. Am sărit o pagină? Da. De pe asta am citit-o. Ei, nu, am văzut că ai sărit o pagină. Nu, nu. Tati! 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 Ușor, 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 ușor! Tati, am terminat cartea de citit! Am terminat o carte de citit! Bravo, 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 bravo! Să-ți cumpere, tati, alta, ia! Care-i terminat-o pe asta? Sunt Răzvan Manea, am 35 de ani și conduc departamentul financiar al unei firme mari. Și eu vreau pe trei, eu vreau pe trei. O vrei pe trei? Uite, îți promite, tati, că o să-ți ia pe trei. Ce-ați făcut? Ce faceți? Cine? Vrei să-ți arăți experimentul pe care l-am făcut? Ce experiment? Ce-ați făcut? Noi doar am făcut un experiment. Era o sticlă și a bușit așa pe pereți culoare. Da. Da? Da. Unde ați făcut? La școală? Unde ați făcut asta? Am făcut la școală, dar avem sticla aici. Da? Nu, vrei să le... nu facem la școală acum, experimentele sub ochii profesoarei, nu acasă. Nu, da, nu vrei să joci cu noi cu păpușele, nu vrei? Nu, nu vrei să le citești? Nu vrei să le citești? Lăsați-l un pic, că e obosit. Mergeți la voi în cameră, mai bine, și vine mami după, da? Hai, bine, mă duc acolo, că s-a obosit, nu... Ce faci, tati, cum ești? De la birou, cum să fiu? Ce pare că s-a arătat așa de bine, s-a obosit. Soțul meu muncește foarte mult. El este cel care aduce bani în casă. Dar și eu acasă muncesc. Nu e că stau degeaba. Eu și Oana suntem căsătoriți de 10 ani. Copiii noștri sunt cea mai mare realizare a noastră. Vrei să mănânci ceva? Ți-e foame? Nu, aș vrea să fac un duș și să mă duc de la culcare, că, nu știu, n-am, sunt super obosit, am avut o grămadă treabă, să fiu sincer, nu-mi arde de nimic decât patul, vă să fiu sincer, decât patul. Mi-ar fi plăcut să mă întrebești și pe mine cum mă simt, dar probabil că e prea obosit. Ar trebui să mă bucur de această atmosferă când vin acasă, dar sunt atât de epuizat încât nu-i suport. Auzi, dar tu până la urmă ești director acolo, nu ai și alții cărora le mai poți da niște
sarcini să facă, nu știu, să te mai ajute și pe tine. Oana, fără mine compania aia n-ar merge, eu sunt pionul principal. Deci eu trebuie să le dau, să le spun ce au de făcut. Și trebuie să mă gândesc și ce are de făcut X, ce are de făcut Z. Fără mine, să fiu sinic, el nu știu să facă nimic de capul lor, da, oamenii bine, de acolo. Dar poate așa ți-ar fi și ție mai ușor, da. Și ai stat și cu noi. Te cred, crezi că eu n-aș vrea să stăm, să stăm mai mult și cu copiii, să stau și cu tine? Dar trebuie să întrețin familia asta, să pot să vă ofer tot ce v-am oferit până acum, să mențin starea asta. Nu e ca și cum eu nu mi-aș fi dorit o carieră, dar am făcut acest sacrificiu pentru copiii noștri, ca să am grijă de ei. Nu are cine să ne ajute și atunci eu mă ocup de tot. O respect pe Oana, pentru că este mama copiilor mei, dar ca femeie nu mă mai atrage. Nu am ce să fac, crezi că mie îmi convine? Crezi că mie îmi convine când vin așa terminat? Dar nu, și cu fetele nu pot să stau? N-am cum. Crede-mă, chiar n-am cum. Sunt... Bine, dar te rog, dacă faci duș, să iei tu niște prosoape, că n-am mai apucat să le pun. Lasă că e din grab, nu-i problemă, da? Bine. Răzvan își dedică tot timpul muncii. Având și o funcție de conducere, responsabilitățile sunt mari și apasă greu pe umerii lui. Asta e de înțeles, dar faptul că nu se bucură de familia lui frumoasă și de căminul tihnit ne surprinde neplăcut, de unde și nedumerirea noastră. Oare ce și-ar putea dori un bărbat mai mult decât are deja Răzvan? Bună, iubitule! Bună, iubire! Ce faci tu? Uite, pregătesc bilanțul și cu astea pentru întâlnirea de săptămâna viitoare. Tu? Da. Toate bune? Da, uite, am venit să te văd. Așa? Mă bucur. Mi-era dor de tine. Și mie, să fiu sincer. Nu mai poate aștepta un pic? Lucrez de 2 ani în această firmă și când m-am uitat la Răzvan, m-am îndrăgostit la prima vedere. Ce este între mine și Aniela nu poate să înțeleagă nimeni. Ea mă face să simt că trăiesc, că am sânge în vene. Ba da, de ce s-a întâmplat? Oh, ai primit flori. Ai început să primești flori. Ce se întâmplă? Nu. Asta e chiar o surpriză, să fiu sincer. În drum spre birou. Așa. Am văzut această floare minunată, ca și tine. Vai, mulțumesc. Da, și am rupt-o din grădină. Și vreau să-ți ofer ție. Ce gest frumos. Păi, cum să nu? Meriți orice gest. Să faci aceste gesturi mai des, iubitul meu. Sunt o femeie cu principii și nu aș fi umblat cu un bărbat însurat. Însă când iubești, e greu. Mie așa îmi place să trăiesc, intens. Eu n-am vrut niciodată să mă însor, dar Oana m-a bătut la cap și până la urmă m-a convins. Adică ce vrei să spui? Am nevoie de tine și de apropierea ta. Ok. Crezi că poți să faci ceva în privința asta? Adică la ce te referi? Adică ce nu-ți convine? Despre ce vrei să... Uite, eu m-am gândit că ar fi bine să trecem la pasul următor. Ok. Eu nu mai pot în situația asta. Vreau mai multă apropiere față de tine. Așa? Vreau să ne bem cafeaua dimineața împreună. Ce spui? Sună... Cum ți s-ar părea asta? E visul oricului bărbat să aibă o astfel de femeie lângă știam, dimineața. Știam, iubitule. Eu și Răzvan ne iubim mult. Însă relația noastră nu e așa cum mi-aș dori eu. Știu că Aniela își dorește mai mult timp cu mine. Și eu îmi doresc. Sincer, nici acasă nu m-aș duce, dar... O fac din respect pentru copii. M-am săturat să se consume relația asta numai la birou. Ai zis că faci ceva în privința asta. Tot aștept, iubitule, tot aștept să se întâmple ceva. Știi foarte bine care e situația, da? Nu sunt nici peștișorul de aur, nu sunt nici duhul. Știi foarte bine că am 2 copii acasă. Ai și tu puțină răbdare. Nu poți să ai și tu puțină răbdare, atât îți cer, nu-ți cer mai mult. Decât știu un asta, pic de răbdare știu să ai. Asta, știu asta de la începutul relației, știu în ce m-am băgat. Însă nu mai suport, am sentimente pentru tine. Soluțiile pe care le găsește el nu sunt soluții care să ne ajute relația. Sunt soluții să-i prindă lui bine. Soția mea nu merită așa ceva, dar nu poate să-mi ofere ce-mi oferă Aniela. Ți-am zis o să le rezolv pe toate, da? Doar să ai puțină răbdare. Găsesc eu soluții. O să găsesc o soluție și în privința asta, în privința noastră. Da? Te rog eu frumos, ai răbdare. Ce aud de la tine sunt doar vorbe. Am nevoie de fapte. Vreau fapte concrete. Vreau să meargă relația asta într-o direcție altfel decât a mers până acum. Chiar nu ți-am dovedit deloc? Mi-ai dovedit, dar vreau mai mult. Să meargă. Vreau mai mult.
Te vreau doar al meu, atât. Și nimic mai mult. Uf, nu vrei să înțelegi că trebuie să avem răbdare. Nu ești doar tu, sunt și eu în relația asta, da? Acum nu mă mai deranjează că este însurat și are 2 copii. Mă deranjează faptul că nu are timp atunci când îmi doresc eu. Am muncit suficient de mult pentru soția mea. Este timpul să mă gândesc și la mine. Înțeleg asta, înțeleg că trebuie să am răbdare, însă văd că faci lucruri de suprafață. Nu-mi demonstrez cu nimic că vrei mai mult de la relația asta. Văd că faci lucruri să nu o deranjeze pe ea. Iubire, hai să zic ceva. Pentru mine, doar tu ești, ai înțeles? Doar tu contezi. Doar să ai răbdare. Pentru mine știi foarte bine că sunt copiii importanți. Ai înțeles tu? Pentru mine copiii sunt tot cea mai scumpă pe lume. Da? Te rog eu frumos. Doar ai răbdare. Eu să-ți găsesc soluții, să rezolvăm toată situația asta și să ne fie bine nouă. Da? Dar, repet pentru ultima dată și nu mai vreau să mai avem discuții de genul ăsta. O să se rezolve. Crede-mă pe cuvânt. Da? O să se rezolve și găsesc soluții. Eu întotdeauna găsesc soluții. Știi foarte bine. Da? Deci, de aici lipsa de interes a lui Răzvan pentru frumoasa lui soție. Oare amantă pe Aniela, de care se bucură nestingherit în biroul său după bunul lui plac. Dar dorințele și pasiunea o fac pe amantă să devină tot mai pretențioasă, iar Răzvan pare hotărât să-și alimenteze adulterul prin promisiunile pe care le face. Asta în timp ce soția lui și cele 2 fetițe tânjesc după el. Mai ușor, mai ușor, vă rog. Iubire, tocmai ce am primit, email-ul cu delegația. Andrada, mai ușor, vă rog. Am zis că tocmai ce am primit email-ul cu confirmarea delegației. Ce delegație? Va trebui să plec în delegație. Plec joi și stau 4 zile. Păi stai mă puțin, ce delegație? Tu mie nu mi-ai spus nimic. Cum adică delegație și cum pleci? Începe, mă. Am o iubire. Cum adică? Ți-am spus, acum câteva zile ți-am zis că trebuie să plec aștept confirmare ca să pot să plec în delegație. Și acum faci scene de genul ăsta că nu te înțeleg. Păi și eu ce fac cu fetele? Că... Adică? Mamă, și când pleci? Când te întorci? Nu pot să cred. Iar rămân singură cu copiii. Efectiv simt că nu mai fac față. Plec joi, da, și mă întorc peste 4 zile. Care e problema? Ce te descurci cu fetele? Iubire, mă, dar uite că Maria merge joi la canto. Pe asta mică trebuie să o duc vineri la logoped și în weekend știi foarte bine că e nevoie de amândoi. Nu pot să mă împart în 2 locuri deodată și n-am pe cine să chem. Și de ce te cramponezi asta? Ce e atât de greu să luați și voi weekendul ăsta gen liber? Ascultă-mă puțin, lasă-mă să termin să spun și eu ideea. Stați fetele, weekendul ăsta acasă. Ușor. Tati, stați să vorbim și noi și... Da, vă rog eu frumos. Dacă e weekendul ăsta, stați acasă, da? Vă duceți în parc, petreceți și voi timp ca fetele. Petreceți și voi timp da, ca fetele. Da, asta facem mereu. Nu e că nu merg cu ele în parc, numai că ea are nevoie de continuitate. O să urmeze să aibă spectacol. Așa. Și trebuie să aibă continuitate. Ea nu poate să lipsească acum. Dragostea mea, o dată pe an... Crezi că se întâmplă ceva dacă lipsește pe bune? Nu, că n-ai cum, nu. Deci o dată pe an se întâmplă chestia asta. Continuitate au. Fetele, n-am ce să fac. Vă rog tati, mult de tot. Vă rog gata, frumos. Mai ușor. Ușor, dar să nu vă loviți. Aveți grijă să nu vă loviți. Dacă vă jucați, dar ce nu vă loviți. Ce am vorbit, Maria? Că tu ești mai mare. Vă rog. Mamă, iar începem cu discuții, Bine, gata. Când ai zis că vii? Deci plec joi, stau 4 zile, luni sunt înapoi. Astea 4 zile în care voi fi plecat, mă voi încărca cu energie și răbdare. Dacă plec eu, îmi faci o listă, da? Îmi faci o listă, mă duc la cumpărături, vă iau tot ce aveți nevoie. Mă, te crampon la pe bune acum, Oana, sincer. Păi am obosit pur și simplu. Viață, ia gândește-te puțin. Eu dacă n-aveam jobul ăsta, da? Noi n-aveam tot ce avem acum. Da, știu. Tati, dar tu de fiecare dată trebuie să pleci. Niciodată nu vrei să vii cu mine să vezi și tu ce fac la balet. Pe bune acum, nu vii și cu mine să vezi la canto cum am progresat nici la balet, nici la nimic. Tu trebuie să pleci mereu. Dragostea mea. Cum am
mami, nu mai e. Gata, gata, Maria, gata, gata, lasă. E momentanist micuță, dar trebuie să înțelegi ceva. Că dacă tati nu muncește și tati nu se duce la muncă, da? Tu și cu surioara ta nu aveți tot ce aveți, ce ai tu. Ea acolo. Are nevoie de prezența ta ca și tată, nu de bani. Oana are tendința de a mă controla. Dar când îi amintesc cine e șeful în casă, își revine cu picioarele pe pământ. Am înțeles, dar gata, hai că o să ne descurcăm noi weekendul ăsta. Îți fac lista mai, pentru mai târziu și văd eu cum o să fac. O să fac cumva. Lasă că te descurci, că bune, te descurci. Haideți, fetele, hai să mergem să se facem băiță, da? Nu mai faceți faze de genul ăsta, da? Anastasia. 3, 2, 1, Și chiar nu pot să mă supăr pe Răzvan. El aduce toți banii în casă până la urmă și nu l-am mai văzut de mult așa cu fetele. Chiar m-am bucurat de momentul ăsta. Câtă bucurie se naște în sufletul Luanei atunci când își vede familia reunită. Cât despre micuțe, nimic nu le bucură mai mult decât atunci când tatăl lor își face timp să se joace cu ele. Deși astfel de momente aflăm că sunt foarte rare, din păcate. Delegația lui Răzvan o va lăsa din nou pe Oana cu tot greul pe umeri. Astfel că, obosită și depășită de situație, ea se vede nevoită să apeleze la ajutorul fratelui ei, Dani. Wow. Oh, cumnate! Ia zi, ce vei și te duc pe la noi? Salut, Răzvane! Uite, salut. Am venit pe la Oana să o ajut cu, nu știu, la copii, cu astea. Adică ce, despre ce vorbești aici? Că nu... Nu înțeleg. Care, ce, cu ce să o ajuți? Că... Păi este la cumpărături? Adică... Mă rog, vreau să ducă sătundă, știi? Mare și alte nevoi decât gătit și îngrijit, înțelegi tu. Tu ce faci? Pleci? Nu pleci iar în delegație? Da, acum am primit confirmarea și plec vreo 4 zile iar în delegație. Dar cu ce s-a ajuns că tot nu înțeleg, că chiar nu... Mă duc eu de seară la cumpărături, am vorbit deja cu ea. Așa? Îi fac eu cumpărăturile ca să aibă pentru astea 4 zile. Și tu, până la urmă, care e rolul? Că tot nu înțeleg. Să mor tu, că nu înțelegi. Deci când îl văd pe ăsta, cum își bate joc de sora mea, mă vine să-i dau cu ceva în cap. Păi, Dani, hai să spun că nu stă treaba. Hai să fim sinceri unul cu altul, că suntem amândoi. Și soți, și tați, și așa mai departe. Noi nu prea am avut prea multe în comun. Așa, ești de acord, da? Da. Eu din asta îmi întrețin familia, da? Eu nu am știut că trebuie să vin la tine, să-mi dai aprobare, ca să pot să plec în delegație, ca să pot să le ofer copilor și soției mele tot ce își doresc. Nu știu ce o căuta asta la mine acasă, vine la sora sa, dar zici că vine la maică sa. Eu muncesc pentru toți patru. Care-i schema până la urmă, că nu înțeleg? Care-i enigma? Ce vrei să-mi spui? Vrei să ai un mesaj? Eu nu pot să citesc printre rânduri, sincer. Spune pe față, care-i problema ta? Sunt tată și știu cum e să crești copii. Și Răzvan habar n-are de treaba asta. Băi, comate, tu mă iei de prost? Adică? Treaba ta. Treaba ta dacă mă iei de prost. Dar, fii atent, ca Oana, așa, nu găsești pe toate drumurile. Să zic de pe acum. Și nu uita asta. Nu o să mai găsești una ca aia. Ce tot îmi dai exemple de tată, de soț? Pentru că alea în casă totul face nevastă sa. Cască bine ochii aia, că o să o pierzi. Atât spun. Cumnate, cred că ai uitat cum mă cheamă pe mine. Pe mine mă cheamă Răzvan, da? Nu sunt filozof, nu sunt nici Aristotel să mă iei cu toate enigmele de genul ăsta. Ai ceva să-mi spui, îmi spui în față, da? Eu merg pe concret în viața asta, eu tot ce am construit, am construit pe concret. Ai înțeles tu? Uh-huh. Nu pe minciuni, pe baliverne, pe alte scenarii, ce ai tu în cap sau ce vrei tu să-mi spui. Da? Așa. Mai zi, îmi place. Mai ceva de zis? Dacă sora mea e atât de fraieră și nu face ceva în privința asta, eu nu prea pot să stau cu mâinile în sân. Nu mai am nimic ca să zic, că mă așteaptă 20 de persoane la birou, da? Să le zic ce are de făcut. Haide, okay, ne auzim. Bine. Ei, din câte observăm, Dani și Răzvan nu prea se au la suflet. Dacă pentru Răzvan munca și banii devin suficienți pentru a-și justifica rolul de soț și tată, Dani nu este de aceeași părere. Mai mult, acesta sesizează că sora lui este neglijată, lucru ce îl supără și mai mult. Doar că de neclintit în egoismul lui, Răzvan nu s-a lăsat intimidat de cumnatul său și a continuat să-și vadă de prioritățile lui. Delegația, munca și... Aniela, bineînțeles. Aniela, poți să vii puțin, te rog. Sigur.
se întâmplă, iubitule? Uite, mi s-a făcut dor de tine și vreau să mai vorbim, să te văd și așa. Tu ce faci? Cum e? Uite, lucram, mă bucur că ți-e dor de mine. Întotdeauna mi-e dor. Tu ești în gândurile mele mereu. Wow, ce declarație! Cum să nu? Ce frumoase au fost zilele petrecute împreună, așa e? Au fost, cum să nu, și vor mai fi? M-am săturat să fiu iubită cu Porția, doar când are el timp și chef. Am ajuns la concluzia că e mai greu să mulțumesc amanta decât soția. Dar am să pun eu piciorul în prag. Îmi pregătești ceva? Poate, poate da, poate nu, nu știu. Surprize. Tu nu pot să-ți spun, că se strică surprizele dacă ți le spun. Mai am vreun rost? Nu cred că mai am niciun rost surprizele, nu? Știi că mie îmi plac surprizele și le aștept. Știu eu că îți plac. Cu siguranță îți voi face foarte multe surprize. Ai văzut ce frumos a fost, ce bine ne-am simțit. Da, a fost foarte frumos. Stai seama că mi-a plăcut și mie. În fiecare dimineață să ne bem cafeluța. Minunat. Îmi place mult. Ți-a plăcut? Da. Și mie mi-a plăcut foarte mult, să știi. A fost extraordinar. A fost ceva ce cred că își dorește orice bărbat. Ai văzut ce bine ne potrivim noi doi? Și nu numai la pat. În orice activitate. Vorbim foarte mult. Așa este construită femeia. Niciodată nu e mulțumită. Îi oferi un deget, ți-a dat-o mâna. Ar trebui să facem ceva mai mult în sensul acesta. Iar începi? Am mai avut discuția asta. Da, dar vreau să-ți confirm faptul că noi doi ne înțelegem atât de bine încât merităm mai mult, merităm o altfel de viață. Iubirea mea, ți-am spus și-ți repet, de ce mă faci să-ți repet? Zici că sunt ca un pick-up stricat, întotdeauna aduci subiectul ăsta. Pentru că te vreau, Răzvan, te vreau. Ai răbdare, eu întotdeauna găsesc soluții. Ai și tu puțină răbdare, te rog frumos. Ai văzut ce bine ne înțelegem noi doi? Te vreau al meu. Și voi fi numai al tău, dar să ai răbdare, ți-am mai spus. Iar începem cu discuția de săptămâna trecută. Cine dracu te mai sună? Ne deranjează. Iar e nevastă mea. Da, Oana. Normal, sună nevasta, stă drept în fața ei. Însă când îi spun eu, îl doare în cot. Iubirea, nu te țin numai. Te-am sunat să te rog, când vii acasă, dacă poți să treci pe la magazin, să iei niște fructe pentru cea mare. Așa. Și la farmacie să iei ceva, să iei un carmol, niște paracetamol. Și dacă știi tu siropul ăla pe care îl lua ea când făcea roșu în gât, că nu se simte prea bine. N-am cum să ies din casă acum. Dar nu ți-am spus că întârzi în seara asta? Acum te-ai găsit și tu să mă pui să mă opresc, să-ți iau, să-ți cumpăr? Păi stai puțin, că nu mi-ai zis nimic. De ce să întârzi? Soției mele nu-i lipsește nimic. Însă dacă lipsește, își poate comanda. Păi trebuie să rămân la birou, trebuie să fac ca bilanțul și cu astea pentru întâlnire. Acum te-ai găsit. Hai pe bune? Păi da, mă, dar se simte rău, iar eu nu pot să plec acum din casă. N-ai cum să ieși din casă? De ce? Ce ai? Ce ai pățit? Păi e rău și trebuie să am... Băi... Of, hai că văd eu cum fac. Dar când te întorci? Pe la cât vii măcar? Nu știu, când termin treaba, Oana, zici că așa de ușor crezi că le rezolv, sunt multe de făcut. Ai înțeles tu? Am o grămadă, am de făcut, am zis, am de făcut tot bilanțul, am de făcut toate astea. N-am de făcut nimic la birou, dar vreau să ieși eu cu băieții, că n-am mai ieșit de mult. Bine, hai, scuze că te-am deranjat, hai că văd eu cum fac și... Dacă mai ai nevoie de ceva, dacă ei mă sun, da? Păi da, ce să sun, că dacă zici că nu mai vii, n-are sens. Sau vii târziu, nu știu, că... Uf, dacă știam, luam din timp, luam de ieri când am fost afară. Hai că nu mai pot să vorbesc ca să mă termin și eu treaba, că poate ajung mai devreme. Dar dacă tu mă ții la telefonul 100 de ani, nu mai rezolv asta. Hai, bine, iartă-mă. Hai, da? Hai. Pa, pa. Te iubesc. Uleu, Răzvane, că niciodată nu ești... Bă, când are un om nevoie cel mai mare de tine, tu nu ești prezent, tu pleci, tu ai treabă, tu ești om director. Mă, nu mai pot de nervi, nu mai pot de nervi, m-am săturat. M-a nebunit, vrea să mă duc, să cumpăr, să astea, acum s-a găsit și ea.
Acum, în momentele astea așa frumoase, s-a găsit păi, și ea să... nu tu de fiecare dată îi faci pe plac? Nu tu ai învățat-o așa? Oana nu s-ar folosi niciodată de copii ca să mă aduc acasă. Asta e doar în mintea Anielei. Astea sunt doar scuze, Răzvan. M-am săturat de situația asta. Fă ceva. Mamă, iar începi. Acum 3 secunde am avut discuție. Să nu începem iar discuția cu de săptămâna trecută. Găsesc soluții. M-am umilit destul și a venit momentul meu. Nu mai suport situația asta. Dacă tot zici că faci ceva, fă ceva în mod concret. Am nevoie de fapte, nu de vorbe. Așteptările mele... Nu mai pot. Biata Oana, singură, fără niciun ajutor și cu fetița bolnavă, apelează din nou la fratele ei, pentru că Răzvan, cel care ar fi trebuit să-i fie aproape, mai ales în această situație, minte cu nerușinare și o înșeală deopotrivă. Asta e, îl sun pe Dani și îl rog pe Dani că zici că Dani e tată. Răzvan mă ajută și el cât poate. Prioritatea lui e munca și a mea copiii. Alo. Da, mă numesc. Ce faci? Uite bine. Ai putea să mă ajuți și pe mine cu ceva, te rog mult? Ia zi. Uite, am și eu nevoie să treci pe la farmacie și pe la magazin. Îți trimit eu lista imediat cu ce am nevoie. Ok. Da. Sigur. Scriu lista pe WhatsApp și ți iau. Oricum opri și eu la cumpărături și până la 8:30 ajung la tine, așa. Bine, hai, e perfect așa, da? Hai că scriu lista imediat. Da. Da, dar Răzvan iar lucrează peste program sau ce? Da, are niște probleme la birou și a trebuit să stea să facă niște bilanțuri și na, îți dai seama că eu nu pot să plec acum, fetele abia au adormit și mie că dacă plec se trezesc și am lăsat și fac și mâncare și chiar n-am cum să plec în momentul ăsta și lui aia mică e rău. În fiecare zi mă consolez cu gândul că la un moment dat și fetele vor crește și voi avea și eu timp pentru mine, să mă odihnesc, să mă îngrijesc, dar în principal să mă odihnesc, că nu mai pot. Ok, bine. Bine, hai, mersi mult de tot, vorbim când ajungi, da? Da, da, ok, bine. Bine, bine, pa, pa. Pa, pa, pa. Mă rog de frate, pentru că da, e frate. Așa, și ce trebuia? Bun, hai să-i fac lista. Băi, Răzvan încearcă și el să facă ce poate, da? Nu poate să fie și la muncă și acasă în același timp. Avem două fete de crescut. Când am început relația asta, am crezut amândoi de comun acord, da? Și ai acceptat situația, da? Și acum văd că devii egoistă. Tu îmi ceri să mint copiii, pe bune? Nu-ți cer să le minți. Îți cer să le ții ca data atenția. Okay. E o activitate pe care o faceți voi împreună. Cu cine vrei să le lași să las copii? Cu cine vrei să las copii? Spune-mi, cu cine vrei să las copii? Păi cum să le las singure? Cum să le las singure? Vrei să mă faci de râs? Eu nu te înțeleg. Hai, relaxează-te, iubitule. Mă relaxez. Dar cât să mă relaxez, că nu-mi plac scenele de genul ăsta. Mai ales și cu copiii de față. Pe bune? De ceva timp, viața Oanei se împarte între casă și grija pentru cele două fetițe. Atât, însă ea continuă să aibă răbdare și să accepte o căsnicie a cărei deviză este singurătatea în doi. Singurul ei ajutor și înțelegere vin ca de obicei doar din partea fratelui ei. Oana? Oana? Ce faci, mă? Oana? Oana? Ce faci, tu? Nu, ce m-ai speriat. Nu m-am țipit. Am făcut cumpărăturile. Da, okay? Super. Am m-am țipit, am dormit. Nu știu cât e ceas. Vai. Am jumătate. Ce faci?
Bine, da, să cumpăr tot. Super, mersi. Mă, Ioana, știi, e ceva ce tot am ținut așa în mine și vreau să discut cu tine, că chiar că nu se mai poate, sincer. Ce s-a întâmplat? Ție ți se pare un pic normal că Răzvan ăsta tot timpul e absent? Tot timpul e absent. Ți se pare așa un pic? Dar ce ți s-a cășunat pe Răzvan acum sau ce? Nu mi s-a cășunat nimica. Nu pot să-i spun că Răzvan umblă creanga și oricum eu nu am dovezi să-i arăt oamenii. Nu înțeleg de unde atâta rivalitate între ei. Asta a fost de la început. Dar gata, s-a terminat, nu o să mai fie. Păi și ce treabă are Răzvan? De ce zici asta? Păi te văd obosită și stresată. Băi, Răzvan încearcă și el să facă ce poate, da? Nu poate să fie și la muncă și acasă în același timp. Avem două fete de crescut. Știi cum sunt fetele, că vor de toate și să fie diferite? Nu e cum crezi tu, e ok, dar... E ok. Tocmai zic că mie nu mi se pare ok. Băi, Dani, eu înțeleg că voi doi nu ați fost prea apropiați. Dar nu sunteți genul ăla de cumnați să vă vedeți la grătare, să vorbiți, să jucați fotbal sau mai știu ce. Dar acum, pe bune, te-am rugat să faci niște cumpărături și pentru asta atâta lucru acum trebuie să avem discuția asta? N-am niciun chef, crede-mă. Una... Ce ai? Te-a luat invidia pe el că el e șef și tu nu, că el are mai mulți bani și tu nu? Care-i povestea până? Poftim? Păi, că exagerez, ce... sincer. Păi, exagerez. El e cu munca lui. Noi nu avem o soacră care să stea cu fetele. Ce să zic? Tu ești norocos, eu... Dacă fratele meu crede că poate să-mi bage mie râcă în căsnicie, ei bine, nu va fi așa. Nu am să mai apelez la el. Mă, tu te auzi ce spui, mă, Oana? Am mai fost într-o vacanță cu... Ce spun, mă, ce spun? Ce vacanță, mă, ce vacanță? Și fetele cu ei le las. Poți să le lași la noi, oricând. Hai, mă, Dani, mă, și așa ne-ai ajutat de multe ori, mi-e și rușine. Te voi ajuta tot timpul și știi bine asta. Nu știu, nu, mie rușine, nu pot să fac asta. O să mă descurc așa și na, asta este, n-am ce să fac. Crezi că n-aș vrea să plec, să stau, măcar să stau eu două ore, am adormit, nici nu te-am auzit când ai intrat. Bine că încă dorm fetele și nu s-au trezit. Când vin cu ele acasă, zici că sunt două baterii inepuizabile. Câteodată mi-e și frică să nu mă apuce nervii să încep să țip la ele. Simt că îmi pierd controlul. Și tot ce vreau e puțină liniște și odihnă. Atât de atât. Bun. Și Răzvan unde e? E la muncă, unde să fie? Ți-a cășunat acum pe Răzvan? Nu m-am cășunat pe el, ce nu înțelegi? Că n-am cășunat pe el. Băi, nene, el are treaba lui și aduce bani în casă, da? Nu poate să fie în două locuri în același timp. Nu-l ridic în slăf pe Răzvan, dar până la urmă este soțul meu. Este tatăl copiilor mei și cel care întreține toată casa asta. Băi, Răzvan face și el ce poate, da? Nu e cum crezi tu. Dar cum e Oana? Cum e Oana? Cum vezi că toată treaba asta e pe umerii tăi? Nu observi și tu? Oana, tu chiar ești convinsă că Dani vede lucrurile greșit? Deși nu are dovezi concrete, Dani intuiește că probabilitatea de a fi înșelată sora lui este posibilă. Cum altfel să se justifice absența permanentă a lui Răzvan de lângă propria lui familie? Și chiar dacă Oana încă îi acordă circumstanțe atenuante soțului ei, adevărul pe care ea nu-l știe este unul singur. Da, Răzvan o înșeală. Deja se face târziu, deja e foarte târziu. Cum adică și? Și ce se întâmplă? Să nu spui că pleci. Deja oricum am întârziat, am zis acasă că întârzi 2 ore și 12 jumate. Copilul meu e bolnav. Răzvan, mă folosești, serios acum, mă simt folosită. Motive că-i fi sa bolnavă, se duce la nevastă sa, pe care nu o mai iubește. Uite ce bine ne-am simțit, cât de frumos este, ce compatibilitate avem. Tu chiar nu vezi lucrurile astea? Mă lași așa ca pe o proastă aici, în pace, Aniela, pleci. Aniela, tu cred că tu nu vezi ceva, sincer. Tu...
tu nu observi că eu deja i-am spus soției mele că întârzi 2 ore și am stat cu alte 2 ore jumate peste și pentru tine asta nu e o dovadă de iubire? Este, dar vreau mai mult. Vreau ca relația noastră să avanseze. Nu mai place așa, nu mă mai simt bine. O să avanseze, da? O să avanseze. Dar pentru moment asta pot să ofer, da? Asta e ce pot să ofer acum și eu cred că e destul de mult ceea ce îți ofer ție. Răzvan îmi dă senzația că mă folosește doar pentru nevoile lui, iar eu nu sunt de acord cu asta. Oarecum are de toate Aniela. Îmi fac treaba pe care mă duc eu, la mine acasă. Mult? Tu zici că mi-ofer mult? Eu îți ofer timpul meu, îți ofer când mă suni, eu îți răspund, sunt la disponibilitatea ta oricând. Și tu spui mie că mi-oferi mult. Nu este suficient, nu este ceea ce merit, îmi pare rău. Eu zic că deja ți-am oferit prea mult. Am ales să stau cu tine în loc să mă duc lângă copilul meu bolnav. Tu asta cred că nu pricepi. Tu nu vezi lucrurile astea, tu nu vezi sacrificiile pe care le fac tot pentru noi ca să fim împreună și tot la tine te gândești că nu petrec timp prea mult cu tine, că trebuie să plec, că nu știu ce. Aniela, tu cred că nu vezi lucrurile astea, tu cred că ești orbită, de ce? Și eu de ce le reacționez? Văd, dar sentimentele mele, cu sentimentele mele cum rămâne? Cu sufletul meu, îți bagi joc de sufletul meu? Nu-mi bagi joc de sufletul tău. Ți-am oferit tot timpul meu este al tău, sunt la dispoziția ta. Nu uita asta, unde este viața mea? Unde este Răzvan, gândește-te. Eu n-am dreptul și eu la viața mea? Ba da, Aniela, ai și tu dreptul la viața ta. Da. Și atunci fă ceva pentru mine, fă ceva pentru noi, pentru relația asta. Dar tu crezi că nu fac destule? Nu faci destule. Nu faci cât aș merita eu. Normal că vreau mai mult, îl iubesc și vreau totul de la bărbatul pe care îl iubesc. Nu sunt sigur că ea e femeia pentru care mi-aș părăsi familia. Da, știu, meriți mai mult, dar n-am ce să fac. De la început, când am început relația asta, am căzut amândoi de comun acord, da? Și ai acceptat situația, da? Și acum văd că devii egoistă. De ce plec? Lucrurile avansează, avem și noi sentimente, da. Suntem oameni. Avansează, sunt de acord cu tine, avem sentimente, avem ca orice cuplu normal. Da, da? Mă bucur că recunoști. Da, recunosc, dar ai acceptat situația mea și știi foarte bine ce mă așteaptă acasă, da? Hai că trebuie să plecă deja. Ești bărbat, trebuie să cauți soluții, trebuie să cauți soluții pentru noi. Soluții aici, soluții acasă, soluții cu tine, soluții acasă. Toată lumea vrea soluții de la mine, pe bune? Hai că trebuie să plec. Of, ce manipulator ești, Răzvane. Doar binele și confortul tău contează. Cât despre Aniela, poate că a sosit timpul să-și înțeleagă rolul de amantă, dar să nu pierdem din vedere esențialul, și anume că fetițele lui Răzvan au nevoie de tatăl lor, mai ales că una dintre ele este bolnăvioară. Astăzi, mamei a venit proasta idee că am avea nevoie de timp petrecut în familie. Ne-a explicat cu multă răbdare că timpul petrecut în familie încurajează dragostea, respectul reciproc și legătura strânsă între membrii familiei. Ce fericită sunt că stau cu tine! Astfel de momente sunt foarte rare. Aproape că le număr pe degetele de la o mână. Auzi? Poți să te duci tu mâine cu ele în parc? Să dormi și eu un pic? Te rog mult de tot. Pe bune? Da, du-te numai tu cu ele, să stai și tu numai tu cu ele, te rog mult. Oana, dacă mă duc cu ele în parc mâine și mă întorc după 10 minute, știi foarte bine că după 10 minute mă întreb unde-i mami, unde-i mami, unde-i mami? Da, dar trebuie să le desfăț, de unde să mă întorc, viață? Băi, sincer, iar nu te înțeleg, deci nu, să stau și 2 ore. Iar începe statul tău că ți-e somn, că cu tare. Pământul nu stă în loc pentru tine ca să dormi. Nu știu, iar ai venit cu idei de genul ăsta, nu știu, ești... Păi trebuie să facem cumva să le desfăți de obiceiul de a sta tot timpul după mine. Că eu dacă stau cu ele în casă, dacă ea doarme, ea e agitată. Acum văd că s-au liniștit amândouă, ceea ce e... E vina mea, tu l-ai învățat așa. Tu l-ai luat să le desfăți. Tu l-ai luat după fusta ta, acum trageți pe oasele, nu e vina mea, Oana.
Eu cu ce am greșit la faza asta acum? Sincer, înțelege-mă și Răzvan, pe mine. Te rog, o singură zi. Atât, 2-3 ore. Mergi cu ele în parcul de distracții. Găsești tu ceva să le ții atenția acolo. Le-ai serios la piscină? Da, ar fi super, că le place. Și fac și mișcare amândouă. Fii atent, dacă merg cu ele lămâne la piscină și după 10 minute mă întreabă unde-i mami, hai acasă, vreau la mami, Inventezi tu ceva. Deci ce sunt? Inventator? Ce vrei să inventezi? Păi, dar eu câte lucruri n-am inventat când mă întrebau de tine. Vrei să le minte? Ce să le minte? Ce vrei să le zic? Cum le mint și eu, așa le mint și tu. O zi, atât, o zi îți cer. Nu mai mult. Nu înțeleg de ce se victimizează soția mea atâta. Stă toată ziua acasă și tot obosit de ei. Uneori am impresia că Răzvan nu mă înțelege. El îmi lasă impresia că tot ceea ce fac eu nu înseamnă nimic. Tu îmi cere să mint copiii pe bune? Nu-ți cer să le minți. Îți cer să le ții captată atenția pe o activitate pe care o faceți voi împreună. Uite, acum asta cu tine, niciodată nu le-am văzut să adoarmă amândouă în același timp. E minunat ce ai făcut acum. Tu înțelegi tu dacă ești cu ele. Mergeți în parcul de distracții, găsiți activități, le ții ocupate, nici nu o să întrebe de mine, crede-mă. Că așa fac și eu când vine vorba de tine și mă întreabă tate în sus și tate în jos și tate sus și tate în jos. E același lucru. Bine, am să fac chestia asta. Îți promit că o să fac chestia asta, da? Dar nu vreau, da? Nu vreau ca după 10 minute să mă întrebe de tine. Dacă după 10 minute mă întreba de tine, și am venit direct acasă, da? Oana l-a crescut pe fete răsfățate și acum nu stau o secundă fără ea și tot eu sunt vinovat. Nu-mi doream nimic decât să am și eu câteva ore să stau singură, să mă odihnesc. Dar mai bine tăceam din gură. Bine. Să nu avem discuții. După aia, dacă vine acasă și așa, să nu avem discuții. De ce ai venit de vreme? Ce s-a întâmplat? Sau cu bine, tare, Răzvan, cu tare, dar măcar promitem că o să faci și tu tot posibilul să le ții ocupate și să aibă atenția în altă parte, că ele abia așteaptă să stea cu tine. Bine. Îți promit. Hai, mai stai un pic și tu aici cu ele și te aștept jos, da? Ok. Hai, evident, jos. Din păcate, Răzvan face dovada încă o dată că nu este capabil să fie un soț și un tată adevărat. Dar la insistențele Oanei, imposibilul devine posibil și acesta se înduplecă să-și petreacă ceva timp alături de fetițele lui. Asta însă nu schimbă cu nimic fondul problemei din căsnicia celor doi, astfel că în continuare ea trebuie să se descurce tot singură în toate situațiile sau, la nevoie, să se mulțumească cu ajutorul străinilor. Bună ziua, vecină! Lasă-mă să te ajut! Bună ziua, stai liniștit că mă descurc! Dă-mi voie că ți s-au lungit mâinile. Mersi, apreciez. De ce vreau să iei tot magazinul? Am două fete și, hai, decât să mă duc cu ele să iau și mai multe, prefer să mă duc singură și tot iau. Lasă-mă că știu cum e, că și eu am două la fel. Când ajung acasă, oricât de obozit aș fi, s-ar grămadă pe mine. Stați aproape aici? Următoarea casă. Nu credeam să mai existe așa oameni, să-ți sară în ajutor tocmai atunci când ai nevoie. Dar uite că eu astăzi am fost norocoasă. Am dat peste unul dintre ei. Păi și unde stați? Puțin mai în față. A doua casă, de fapt. Ah. Da. Și când ajung acasă și în sară în brațe, ui de toate. Așa este. Să nu mai zic de cumpărături, că după ce că banii sunt scurți, când mergem, dar nu pot să le refuz. N-ai cum. Și sunt în creștere, nu le mai place nimic, nu vor să fie amândouă la fel. Așa e, așa e. Și niciodată nu te înțelegi cu ele. Când e una de acord, nu e alaltă și... Uite așa, de asta invers. Prefer să mă duc singură, că dacă aș merge cu ele, aoleu, ar trebui să iau un taxi până acasă. Păi uneori asta e cea mai bună variantă, dar ajutor n-aveți? Adică ele v-am mereu... mai văzut, dar v-am văzut mereu singură, iertați-mă, nu vă urmăresc sau ceva, da? Nu, ele mai mereu plecat cu munca, pleacă în delegații, e mai mult plecat decât acasă. Lara, n-ai bine de serviciu. Eu am două joburi. Da, am zis și ca eu că poate mă angajez, da. Ce să faci? Da, uite aici sunt după dumneavoastră. Haideți că vă ajut până la intrare. Mulțumesc mult de tot. Mai rar femei să se chinuie în felul ăsta în ziua de astăzi. Fiecare are un sprijin, un soț, o mașină, pe cineva. Însă vecina asta a mea, zilnic, cară ca o furnicuță. La cât de grele sunt, cred că v-ar fi la ceva să ajungeți acasă. Mulțumesc mult de tot. Mami, ce fete drăguțe aveți.
V-am adus de toate. Lasă-le, lasă-le aici. Ca să nu, să nu se răstoarne pe jos. Un pahar cu apă? Ce faceți? Cum vă cheamă pe voi? Maria. Eu sunt Florin. Eu sunt Anastasia. Îmi pare bine. Eu sunt Maria. Ce frumoase sunteți. Am și eu două păpușele la fel de mari ca voi. Și de frumoase. Mă ascultați pe mami? Da. Da? Vecină, eu am ieșit. Stai să-ți dau măcar un pahar cu apă. Nu era necesar, dar mulțumesc acum, sincer. Mersi mult. El este vecinul nostru și are și el două fetițe. Da. Sunt mari? Ca voi, așa. Bine, una are 8 ani și una are 5 ani. Voi cât aveți? 9 și 6. Sunt un pic mai micuțe. Să creșteți mari, sunteți foarte frumoase. Poate o să vă cunoașteți, să vă jucați împreună. Da. Da. Păi, sunt pe stradă, cred că ele deja s-au cunoscut, dar noi știm n-am noi. Apucat. Exact. Da. Da. Mulțumesc mult de tot. Cu... chiar, mare chiar drag m-a fost... și... cine știe, poate îl cunosc și eu pe soțul, da, dacă spuneți că lucrează mult. Păi și soția ta? Și soția mea, ce să zic, la fel ca dumneavoastră, că vă dați seama, cu doi copii și casă de întreținut, e greu, muncește foarte mult. Nu vreau să interpreteze nimic greșit, vreau doar să-i dau o mână de ajutor. Mi-e milă de ea când o văd cum se chinuie. Nu mi-aș dori să o văd pe soția mea chinuindu-se așa. Eu nu știu cum să-i fim recunoscători dacă mă întrebați pe mine că... Da, dar e bine că vă împărțiți... Ne împărțim și mi-aș dori totuși să o ajut și eu pe cât pot de mult, dar cu două joburi ajung târziu, rar să mai întâmplă să ajung și eu și acum de-abia aștept să ajung acasă, să-mi iau gârgărițele, să mă joc cu ele, așa mai are și mai extra timp să respire. Câteodată, între joburi, mai am liber, vin, le iau, doar să stea și ea să doarmă o oră, să odihnească, că ea n-are nici zi, nici noapte. Știu cum e că, na, știu cum e, cu oboseala e foarte greu. Mi-aș dori ca și soțul meu să vorbească așa frumos despre mine. Dar îmi vine greu să cred că o face. Soțul meu e mai mult plecat, nu prea poate el să mă ajute la... Dar să sperăm că după delegația asta o să stea și el cu noi mai mult. Așa e, orice părinte își dorește, dar n-avem toți, n-avem cum să ne alegem job-urile. Trebuie să facem sacrificii. Așa e. Mi-a părut bine. Mulțumim mult de tot. Apă. O zi bună să aveți și poate ne mai vedem. Mulțumim. Multă sănătate și spor. La fel, la revedere. Am. De ce între alte familii se pot împărți responsabilitățile și la noi nu? E vecinul care stă lângă noi. Și dacă nu era el să mă ajute acum să car astea, cine știe când ajungeam acasă. A fost foarte drăguț din partea lui. Și a zis că are și două fete, poate... Ne vedem odată cu toții și ne jucăm. Da. N-ar fi rău, nu? Da. Hai să vă dau ceva, că am luat ceva foarte bun. Solicitudinea vecinului și discuția cu acesta au făcut-o pe Oana să realizeze încă o dată cât de singură și neglijată este de Răzvan. Și ca și cum n-ar fi suficient, rare ori când ajunge acasă mai devreme infidelul soț, știe mai bine ca oricine altcineva să strice atmosfera și buna dispoziție a casei. Ce faci? Bine, bună, tati! Ce faci? Ce faceți? Am o surpriză! Ce surpriză? Da. Ia uite ce ți-a adus, tati! Wow! Nivelul 3! Nivelul 3! Wow! Stai niște, că mai am o surpriză, ca să nu fii supărată. Alegeți! Asta! Asta! Super! Vă plac surprizele? Da, da. Bravo. Tati, ați cum ești? Ia, ce? Vrei să zic ceva? Da, azi a venit mami cu un nene la noi în casă. Poftim? Da, chiar s-a jucat și cu noi. Ce nene? Stai că nu înțeleg aici. S-a jucat aici. Și cu noi. Da, un vecin, vecinul de alături. M-a Așa? Văzut că mă chinuiam cu sacoșele și a venit și m-a ajutat. Atâta tot. Păi de ce? Ai cerut tu ajutorul sau ce? Crucea nu, roșie, de la Crucea Roșie, că nu înțeleg. Și simplu că mă chinuiam și m-a ajutat să le car până aici și atâta a, și-a tot. A, mai și intrat în casă? S-a jucat și cu fetele? Nu, domnule, nu s-a întâmplat așa ceva. Pur și simplu m-a ajutat să le car, atât. Păi stai că Maria mi-a zis că s-a și jucat și cu ele, stai că nu înțeleg. Ce căuta omul ăla în casă? Fă-mă să înțeleg un pic că nu... A vorbit cu fetele și el are copii la rândul lui. Așa? Și a stat puțin de vorbă cu ele. Nu le-a făcut nimic. Stai liniștit. Am o speranță că totul încă nu se duce de râpă. Faptul că a fost gelos mă face să cred că încă mă iubește. La mine se vede că n-are timp, că nu mai poate, că a obosit. Și ea vine cu bărbații acasă. Femeia asta și-a luat-o în cap. De ce? Aveai multe cumpărături? Stai că aveai... Iar ai cumpărat tot magazinul?
Ce vine sfârșitul lumii? Și câte drumuri vrei să fac cu ele lumii? Dacă mă duc să cumpăr, trebuie să iau de toate. M-am dus singură și am luat ce trebuia să avem mâncare în casă. Asta e și faza, nu? Că te-ai dus singură? N-ai fost cu fetele să zici, bă, hai că cer aia, cer aia, cer aia. Păi și am luat și eu ce ne trebuie să avem pe câteva zile, să nu stau să fac 1000 de drumuri și să le iau după mine, că știi cum fac. Păi foarte bine, dar ai luat, repet, ai luat tot magazinul? Ce vine? Păi iar nu, am luat să fac mâncare. Vine sfârșitul lumii, ai luat să faci mâncare. Hai mă, Răzvan, că știi foarte bine că iau o grămadă de chestii de fiecare dată când mă duc ca să ne ajungă pe o săptămână. Nu stau acum să mă plimb la magazin toată ziua. Să iei pentru o săptămână? Păi și mâine, poi mâine, iar te aud că vrei să duci la magazin să cumperi, să cutare. Poate te ajută și atunci vecinul. Oare nu știm că toată lumea din casa asta nu mănâncă mâncare de două zile? A treia zi trebuie să facem ceva nou? Da, ai dreptate. Știu că în casa asta nu se mănâncă mâncare, aceeași mâncare două zile la rând, suntem prinți și prințese. Păi da, dar tu mai lasă geloziile astea, că nu despre asta e vorba. Așa? Și zi-mi și mie, cum te mai simți? Cum ți-a fost ziua? Bună, la birou, cum să-mi fie ziua? Ce întrebări? Mamă, știi cât îmi place când vii tu cu întrebările astea de așa, de spasă, știi? Cum a fost ziua? Cum să-mi fie? Dacă a fost mie super. Nu mai-mi pasă. Mi-am avut o zi grea, toată lumea. Toate zilele tale cere... sunt grele, tot timpul tu ești obosit. Noi mai suntem și noi soț și soție? Da, suntem soț și soție. Dar hai să fim soț și soție, cum vrei tu, da? Facem cum vrei tu, să vedem dacă mai putem să mai avem luxul ăsta. Sincer, Oana. Tu crezi că numai asta contează? Da, eu vreau ca familia mea, da, să aibă tot. Și pentru asta trebuie să mă sacrific. Și eu mă sacrific la fel ca da, tine, dar noi am uitat de noi doi împreună. Înțelegi ce spun? Da, Oana, nu am uitat de noi doi. Tu te sacrifici pe partea casnică, da? Ați aminte că n-am început relația și ai rămas însărcinat. Am zis, bă, eu plec pe drumul ăsta, da? Tu pleci pe... stai acasă, pe drumul casnică. Dar nu se mai poate chiar așa, pentru că m-am săturat da, și eu. Deși tu îmi ceri să fac așa, la muncă ăla îmi cere așa, ăla vrea bă, asta, dar fără mine la muncă acolo nu se poate. Atâta tot, nu-ți cer nimic extraordinar de greu. Înțeleg ce vrea Oana, că nu sunt prost, dar femeia asta nu mă mai atrage. Încep să cred că Dani are dreptate. Omul meu își găsește fericirea în altă parte, nu? Iubirea, am nevoie de atenție. Viața mea, atențiile mele sunt facturile, tu să ai să te îmbraci, cele mii să nu lipsească absolut nimica. Ce atenție mai... Te rog frumos, nu în seara asta, dar te rog eu frumos, sunt obosit. Sunt obosit, am venit de la muncă, da? Lasă poate mâine dimineață, da? Hai. Vreau și un moment cu soțul meu, nu? Mâine dimineață, poi mâine dimineață. Nu există nicio dimineață. Ei, Oana, Oana, normal că nu mai există intimitate între tine și Răzvan. Soțul tău nu se mai simte atras de tine, dar pentru că nu-ți poate mărturisi acest trist adevăr, preferă să se victimizeze și să pună totul pe seama serviciului și a oboselii. Doar că de data aceasta Răzvan pare că a depășit limita, motiv pentru care Oana este decisă să-și facă dreptate. Bună, tati! Ce faceți aici? Frumos. Uite, ți-am adus fetele să stai cu ele, că eu nu mai pot. Eu vreau să dorm. Nu mai pot, sunt terminată. Așa, dar ce e aici? Grădiniță? Nu ce e grădiniță, eu sunt la birou, eu conduc un business aici. Oana, mi-aduci copiii, faci astfel de scenarii, ce e aici? Eu nu mai pot de oboseală. Nu mai pot, nu mai rezist. Stai cu ele o oră, două ore. N-am măcar cum să stau, într-o oră am ședință, Oana. Tu gândești? De ce faci scene de-astea în fața copiilor? Nu te înțeleg. Bă, ce că stai acasă? Ce ai? Asta era treaba ta, stai acasă, eu sunt la muncă. Ai spus că să stai și cu ele, nu mai pot! Nu am cum să stau acum! Ce nu înțelegi? Într-o oră am ședință, trebuie să prezint bilanțe, trebuie să prezint tot pentru compania asta. Ne-ai promis că o să stăm cu tine, să vedem cum e un șef. Oana știe foarte bine că țin la imaginea mea, dar în momentul ăsta m-a denigrat în fața subalternilor mei. Un tată trebuie să fie un tată, nu contează cât muncește. Iubirea mea, o să stați, dar nu astăzi, te rog eu frumos, înțelege și pe tati, nu ai cum. Crede-mă, într-o oră am o ședință și trebuie să pregătesc toate actele astea. Așa pregătești toate actele? Cum adică? Întreb și eu. Adică, ce vrei să spui? La ce te referi? Deci nu. Ce vrei să insinuezi? Că nu te asta înțeleg. Asta să înțeleg că eu acum plec cu fetele acasă iar? Păi și ce vrei să mi le lași mie aici? Ți-am spus două ore am nevoie, două ore vreau să mă odihnesc, nu mai pot! Ai și prezinti tu bilanțul și prezinti tu astea în locul meu?
Ți-am zis că într-o oră, tu vrei să mi le lași două? Și eu într-o oră am ședință? Pentru ce le mai zici că stai cu ele? Pentru ce mai spui lucrurile astea? Spune-mi și mie. Ce mi-ai zis tu când plecăm de acasă? Hai să mergem să stăm cu tati, că ai zis că stă cu noi, nu? Da. Oana? Oana? Deci chiar nu înțeleg ce faci. De ce faci șenele astea? Și copiii de față faci șenele astea? De ce? Femeia asta n-a înțeles că rufele se spală în familie. Dar lasă că le spălăm noi. Uite, cât tu ești la ședință, ele pot sta aici, stau cu minți. Nu fac nimic rău. Cât mă odihnesc și eu, mi-e rău de oboseală, înțelegi? Eu cred că tu nu te auzi și vorbești. Cred că ai... Băi, tu vrei să intri în spital? Cu cine vrei să le las? Cu cine vrei să le las, aici, să las stați copii? Aici cu minți. Cu cine vrei să nu las copii? Din birou. Spune-mi, cu cine vrei nu să las să le lași copii? Cu nimeni, le lași ei singure. Păi cum să le las singure? Cum să le las singure? Vrei să mă faci de râs? Eu nu te înțeleg. Păi ne-am și o poziție în firma asta. De ce mă faci de râs? Sincer, mă faci de râs și mă faci să șene de față copiii ăștia. Dacă tu nu mă ajuți, eu nu mai rezist. Femeia asta e disperată. Simte că pierde și joacă ultima carte. Mă așteptam ca soțul meu să înțeleagă că și eu sunt importantă în viața lui. Chiar dacă nu mai sunt la fel. Nu mai rezist. Să te ajut. Adică nu te ajut sau cu ce, dar cred că tu nu înțelegi. Am poziția în care sunt eu. Lasă-mă ore. Să termin. Lasă-mă, femeie, să termin. Poziția care o am eu aici la birou, da? E una. Acasă e alta. Aici eu conduc o firmă, da? Am o poziție importantă. De ce, repet, cu copiii de față tu faci astfel de scene? Deci eu nu mai pot... Da, cu copiii de față, pentru că ele vor și ele să stea cu tine. Oana. Și tot timpul îmi spun chestia asta. Unde-i tati? Birou. Vrem să stăm cu tati, să vină tati și tot așa. Tot ce spune că va face Răzvan rămâne la nivel de vorbă. Că practic el nu face nimic. Așa faci? Încerc să mă șantajez emoțional? Să invest pe copii să fie împotriva mea? Te rog frumos, plecați acasă. Și nu mai vreau scene de genul ăsta să vii la birou cu fetele, da? Când știi foarte bine că eu am o ședință într-o oră. Ți-am spus de ieri că eu am ședință, da? Hai, te rog eu frumos, vă rog eu frumos, ne vedem acasă. Cum am descurcat singură cu ele până acum, o să mă descurc și de acum încolo. Cât am să mai pot. Ține cont. Nu știu ce e în capul Oanei, dar nu mi-a plăcut deloc ce a făcut astăzi. Chiar dacă e un gest mic, e un semn mare. Răzvan mă iubește. Umilința la care a fost supusă Oana de către propriul soț devine satisfacția în elei, care, sfidătoare și lipsită de empatie, nu ezită să jubileze în situația creată pe care își permite să o considere o victorie personală. Am scăpat la mustață. Ce vroia nebuna? Să-mi lase copiii. Avea de gând să-mi lase copiii când eu într-o oră am ședință. Dacă venea cu 5 minute mai devreme, s-ar putea să plece cu tot cu copiii. Nici bine să nu vină, că se întorcea înapoi. Tu ai chef de discuții de genul ăsta acum? Sincer? Nu, după dar ce că sunt nervos, după ce că sunt foarte încordat, după toată scena asta, tu vii cu discuțiile astea, iubire? Mi-a plăcut atitudinea ta. Asta e atitudinea pe care mi-o doresc de la bărbatul meu. Mi-a plăcut mult de tot. Aștept ziua în care o vei da afară definitiv din viața ta, nu numai din biroul tău. Nu mai fi nervos. Hai, vreau să-ți fac un masaj. Mă lași? Ha. Vreau să te relaxez. Dacă va continua așa, cu siguranță o voi da afară din viața mea. Asta, asta îmi și doresc, să am motive să pot să dau afară din viața mea cu astfel de scene. Eu sunt femeia ta. Știu că tu ești, dar... Hai, relaxează-te, iubitule. Mă relaxez, dacă să mă relaxez, că nu-mi plac scenele de genul ăsta, mai ales și cu copiii de față. Pe bune, mi-a dus și copiii, încerc să mă șantajez emoțional cu copiii de față. Mamă, că asta nu se face. Dar mie-mi convine că am motive pentru a ne despărți. Foarte bine, așa te vreau. Asta apreciez cel mai mult la Aniela, că știe ce să-mi facă și când să-mi facă. Mai e o oră până în ședință. Hai, nu vreau să intri așa încordat. Ce propun? Ce propun? Să te relaxezi puțin. Cum să nu? Ce spui? Așa da, așa da. Așa după o ceartă, cum să nu?
Umilința pe care a trăit-o Oana la firma unde lucrează Răzvan nu a făcut decât să completeze tabloul nefericitei ei căsnicii, în care până și odihna a devenit pentru ea un lux. Ajunsă la capătul puterilor, Oana începe să se resimtă și fizic. Oare asta îl va trezi la realitate pe Răzvan și îl va ajuta să înțeleagă cât rău îi provoacă soției lui? Băi, tu cine te crezi să vii cu copiii la birou? Ce e la mine la birou? Grădiniță? De unde ți-a venit ideile astea să-mi aduci copiii să stea cu mine o oră? E rău! Și dacă ți-e rău, îmi răspunzi și mie? Dar tu cine te crezi? Eu sunt bătaia ta de joc? Să-mi aduci mie copiii la birou când știi foarte bine că eu am treabă? Că aveam ședință? Încetează! Cum să încetezi? Eu sunt fraierul tău, mă, ești de fraier? Ce, Doamne iartă-mă? A? Îmi răspunzi și mie? Te-am întrebat ceva? Eu o să iau copiii și o să mă duc la Iași. E treaba ta ce faci, nu mă interesează. Ai înțeles? Asta ce înseamnă? Asta e amenințare sau ce? Mă ameninți? Tu mă ameninți pe mine? A? Ți-am zis ce o să se întâmple. Atâta tot. Păi nu. La urechile mele asta a fost amenințare. Ți-e pare corect? Te mai întreb o dată. Tu, de unde ți-a venit ideea să-mi aduci copiii la birou? Stai și tu cu ei o oră, când știi foarte bine că am ședință. Zi, îmi răspunzi și mie? Cu tine vorbesc, cu Ana. Eu ți-am zis ce o să fac. Eu iau copiii și plec din casa asta. Copiii nu or să moară de foame. Dar eu dacă mai stau cu tine în casa asta, eu o să mor. Stai așa puțin, că n-am terminat. Tu văd că ai început să devii cam egoist, ai început să te gândești numai la tine, la mine nu te gândești. Eu sunt ce, sunt fraierul tău? Eu doar să spun că s-aduc bani în casă și atâta tot, nu? Ce înseamnă asta? Știi ce, Răzvane? Tu ai mare dreptate. Dar problema este că în cazul ăsta este vorba numai de tine, nu și de mine. Răzvan se pare că nu se dezice nici în ultimul moment. Insensibil în fața suferinței soției sale, el rămâne surprins doar de schimbarea de atitudine a Oanei, care decide în sfârșit să-l părăsească. Dar ce se întâmplă? Vedem bine? Săruturi, inimioare, ce pune la cale Oana și cui trimite mesaje? Singurul mod de a afla este discuția din final. Doar în felul acesta adevărul va ieși la iveală și se va decide soarta căsniciei celor doi soți. Băi, eu ți-am zis, frate, te-am avertizat, adu-ți aminte. Cu ce m-ai avertizat tu? În loc să-ți vezi de viața ta și de copiii tăi și de soția ta... Păi uite că-și vede și de familia noastră. Să-i arunci cu noroi, pe bune? Arunc cu noroi. Păi da, tu arunci cu noroi, îi vii cu tot felul de scenarii la soție. Voastră, ce explicație aveți? Pentru adică... că ziua are 24 de ore. Așa. Și pentru mine și pentru dumneavoastră. Corect, dacă da. Dacă totuși și eu reușesc să-mi fac timp pentru familia mea, pentru că da, asta îmi doresc, dumneavoastră, ok, se mai întâmplă, știu eu, mai faci o pană, azi aglomerat în trafic, okay, nu știu, mâine te muncește șeful. Dar totuși, din 365 de zile. Domnule Ernest, ca să vă fac să înțelegeți, eu poziția pe care o am la birou, eu sunt un om foarte important, da? Fără mine, biroul, da, nu funcționează. Ce este mai important pentru dumneavoastră? Păi dacă nu mă duc la birou, nu pot să mă... sau familia? Exact, ce e important? Dacă eu nu mă duc la biroul ăla, eu nu pot să pun mâncare copiilor mei. Sunteți sigur că acesta este motivul? Pentru că, nu știu, adică păreți foarte fresh pentru un om care ar munci 12-14 ore pe zi. Soția dumneavoastră, în schimb, o văd destul de epuizată. Da, mie mi se pare foarte normal. Adică ați descoperit elixirul tinereții? Da, am descoperit elixirul tinereții. În momentul când mi-a fost rău, nu ai fost în stare să te comporți frumos cu mine. Tot ai țipat la mine. Ți-a fost rău, iar încep tu. Vezi? Deci? Eu tot timpul exagerez, eu tot timpul îmi fac filme, dar el nu știe că eu stau în fiecare zi în casa asta și nu mă despart de aceeași rutină. L-ai adus pe fractul, el vine cu toate filmele astea și îți bagă în cap ție, îți bagă toate scenariile astea, pe bune. Ce filme, frate, filme reale? Ce filme reale? Băi, nu sunteți mulțumit de felul în care decurge această căsnicie? Da, pentru mine eu așa văd normal. Doamne, de la dumneavoastră sunteți mulțumită de felul în care decurge această căsnicie? Nu, și mi-a devenit insuportabilă situația și mi-este rău fizic. Cum vă explicați că un soț iubitor și un tată a două fete petrece atât de puțin timp cu copiii lui? Domnul Ernest, hai să vă întrebați pe soția dumneavoastră.
faptul că tot timpul trebuie să facă munca tuturor, eu nu înțeleg ce înseamnă poziția asta de șef. Bănuiesc că nu sunteți străină de acele acuzații de care vorbea mai devreme soțul dumneavoastră, care vin din partea cumnatului. Victimizez. Mai exact la ce vă referiți? Că mă victimizez. Cum bănuiți dumneavoastră că își umple cumnățelul timpul? Eu sunt curios. Eu bănuiesc că are o amantă. Bun așa. Ce să am? O amantă, așa cum auzi. O amantă? Da. Unde mai am eu timp de amantă? Aude. Păi, tu de unde? Păi dacă tot timpul ai fost absent. Așa. Am fost absent. Ai plecat în delegații, frate. Așa. Vrei să te duci în delegațiile mele? Nu. Nu uita o chestie, Dani, te rog frumos. Asta e casa mea. Nu-ți convine ceva, ușa aia ta. Te rog frumos. Da, da, eu zic nu pleacă nicăieri. Și lași pe el să bage atâtea strâmbe, să-ți pună și să-ți bage și ție în căpușorul ăla al tău, da? Că am o amantă. Tu-l crezi pe el că eu aș avea o amantă. Să nu spui și tu chestia asta, că sincer să fiu, excursia la ea s-ar prinde bine, dar copiii rămân la mine. Serios? Opa. Da, serios, da. Cât tupeu poți să ai, cât tupeu poți să ai. Măcar acum la discuția asta. Așa? Spune adevărul și nu te lega de frate meu. Ce-ar fi să ne spuneți adevărul? Nu există. Adevărul este că muncesc foarte mult. Care e adevărul? Toată lumea. Serios? Da, serios. Care și atunci ea? Un bărbat, așa, care e bărbat și are, așa, o soție, mm-hmm, și nu am 150 de ani. Ok. Când își face și el îndatoririle de bărbat? Atunci când am timp, acum de unde vrei? Ți-am zis, sunt la birou mereu. De unde vrei să... Da, la început. Deci la început, frate-mi are dreptate, da? Oana, la început, nu vorbi, lasă-mă să termin, da? Eu vorbesc cu soția mea, e casa mea, eu vorbesc cu ea, da? Te rog eu frumos, ți-am mai zis și vorbește, nu-ți convine, asta e a mea, casa e a mea, aici te-ai dus, da? Ai ușa aia ta, nu pleacă nicăieri, frate-miu, și vei mai avea parte de o surpriză. Surpriză din partea ta? Da. O bune? Până acum nu mai am făcut surprize în casa ta. De fapt, ți-am făcut eu surprize ție, da, și acum ai tu surprize pentru mine. Tu ai impresia că eu sunt chiar atât de incapabilă, de idiotă, să nu-mi dau seama ce faci tu? Adică, da, așa, că iar vii cu filmele tale. Bine, filmele referiți, mele? Doamna? Bine. La ce vă referiți? Mă refer la faptul că eu știu că el are o amantă de un an jumate. Opa! Știu cine este. Cum? Știu și de cât timp. Și am crezut că o să te liniștești și că o să te întorci și o să fim ok unul cu altul. Dar nu, tu ai continuat. Știți că sunteți înșelată și acceptați. A, deci tu știai asta? Da, știam. Pă bune? Da. Păi, ești nebun la cap. Păi despre ce amantă vorbești aici? Aoleu, deci nu mai fi ipocrit și nu mai juca teatrul ăsta. Păi ce amantă, că n-am nicio amantă. Băi. Cum ai... Da, este colega lui de muncă. Mamă, sunt... Și sunt într-o relație deja de un an și jumătate. Am crezut că e un moment, că e o aventură, că e ceva care va trece, ceva pasager. Hai. Și nu s-a întâmplat așa. Uite, ești nebună la cap? Hai, mă asculți? Iar eu am ajuns să cad jos din picioare în ochii lui și lui să nu-i pese. Să-l rog să avem și noi momentele noastre de intimitate și iarăși... Să nu aibă nicio reacție. Iar începe că nu sunt. Așa, ăsta este adevărul. Ăsta este pur adevăr. Mai explicam și eu amantă. Bă, nene, ai văzut prea multe filme? Sincer, pe bune. Deci de când știi? Vreau să-mi spui de cât timp ce ai chestia asta, Oana. Ei, ce să știe, mă, nene, ai nebun. Bună seara, Aniela. Te rog frumos, ia loc. Cine? Aniela, o cheamă, este colega lui. Ce amanta se întâmplă aici? Nu. Ce cauți aici? Cum, ce caut aici? Mi-ai trimis mesaj, Răzvan! Mi-ai trimis mesaj că șampanie la rece, mă aștepți! Șampanie la rece? Eu ți-am dat mesaj, drăguță. Eu ți-am trimis mesaj de pe numărul lui. Poftim? Da. Ca să vezi. Ce poftim? Opa. Da. Ca să vezi și să nu crezi. Ca să înțelegeți puțin, noi avurăm o discuție până să apăreți dumneavoastră. Iar... omul care stă în dreapta mâinii dumneavoastră, Răzvan, dacă nu mă înșel eu, da? Colegul dumneavoastră, șef, ce-o fi, susține sus și tare, susține sus și tare că el nu are o viață dublă, că nu există o amantă în viața lui. Păi că... nu există, suntem doar colegi. Nu există? Nu, suntem colegi. Ai tupeul să ne minți în față? La birou și atâta tot, nu avem nicio treabă. Dumneavoastră, practic, sunteți doar colega dânsului? Nu, sunt iubita lui, de un an și ceva ne consumăm relația. Bun, așa. Recunoaște, fii bărbat. Măcar cineva. Să fii bărbat. Măcar cineva are curaj în relația voastră.
Frate, te rog eu frumos, în momentul ăsta, gata, dă cărțile pe față. N-are sens să te mai ascunzi. Nici pe ea să o minți, nici pe mine. Câte promisiuni mi-ai făcut? Opa. Ce promisiuni? Câte exact promisiuni mi-ai făcut? Ce promisiuni? Că-ți mărești salariul, poate. Nu, alte promisiuni, n-am. Nu, eu nu mi-aduc aminte să-ți fi făcut. Nu este despre asta discuția. Aniela, te rog frumos, sincer. Sincer, da. Cu tâmpenia pe care o faceți, puteți înțelege că soția dumneavoastră știe de un an și ceva despre toată povestea asta? Nu are ce să știe, că nu e adevărat nimic. Cum să nu nimica. Știu? Dacă știu, tu ce... îmi pui mie că nu știu. Da, nu e... Asumă-ți, asumă-ți asum? Relația, asumă-te. Păi deci da, mi-asum relația. Înțelegi faptul că ai fost dat în vileag? E de-a dreptul penibil în secunda asta să mergi pe ideea că nu că există ce? Aniela, că Aniela este o colegă. Da, că... și așa e. E colega mea, ce vrei să-i pute crezi? Tu de unde știai că el e cu alta? Ți-a spus sau ce s-a întâmplat? Asta e bănuit, am și zis. Soția, asumați-vă. De un an și jumătate suntem împreună. Ne consumăm relația. De un an și jumătate. A fost dragoste la prima vedere, trebuie să recunosc. M-am angajat. Se pare și... că sentimentul nu este reciproc, adică judecând după reacția dânsului. Păi cum nu este se pare reciproc că m-a dus relația ținut de un an. Se pare că secundă. M-a dus de nas și eu am mai exact căzut în plasa promis. Lui. O viață frumoasă, o viață doi. Frumoasă. O viață numai noi, cu noi doi. O viață la birou, poate, o viață noi, frumoasă la birou, dar în nu cu mine. Caz, eu am o nevastă, doi copii. Aniela... Nu știu, eu zic să te mai gândești sau dacă vrei te iei cu ea de mână, poate vă luați, vreți să vă luați de mână și să vă duceți, nu știu, alte într-o cuvinte, vacanță, v-a singure, promis că ce, că divorțează? Sigur că da, că divorțează, că are posibilitatea să achite copiilor pensie alimentară. Aveam totul stabilit. Planul era făcut. Tu trăiești cu impresia că noi nu te auzim? Că... suntem octogenari și ne-am uitat aparatele auditive. El are impresia că toți sunt la fel de proști și permisivi cum am fost eu atâta timp. Nu, i-am zis să tacă că vorbește aiurea. Nu e adevărat. Singurul care vorbește aiurea de aici ești tu. Asta aveați de gând să faceți, să divorțați și să plătiți pensia alimentară? Are explicat comportamentul dumneavoastră, pentru că vă interesează cât negru sub unghie de ceea ce se întâmplă cu această familie, cu acești copii. Tu ai venit cu divorțul, Doamne, tu ai zis că vrei să-ți iei copiii. Pentru că înțeleg că soțul dumneavoastră este foarte prins în delegații și este foarte prins la muncă, cu deadline-uri și... Cu mine sunt delegațiile. Se pare ca amuzant, asistentă, se pare... ca astea, normal că trebuie o asistentă în delegație. Se pare amuzant. Pentru că o spuneți așa cu un zâmbet foarte larg. Se sunt pare sarcastică. Acest încerc om... să-l fac să recunoască. Se pare amuzant că acest om își lasă copiii, două fete, da? De o parte, ca să petreacă timp cu dumneavoastră, mințindu-vă frumos. Vi se pare amuzantă situația? Le dă tot ce au nevoie. Întreține și familia. Și pentru copii numai asta e important să ai bani și casă și mașină? Normal. Gândiți-vă numai în ultimul an cât timp a petrecut cu dumneavoastră. Ăla este timpul pe care nu l-a petrecut cu copiii lui. Gândiți-vă foarte bine dacă aveți nevoie de un bărbat de asemenea fel, de asemenea factură. Mai devreme sau mai târziu, poate veți avea o familie cu el. Și el se va plictisi la fel cum s-a plictisit de soția lui, da? Adică puteți observa, nu este ca și când femeia... Fă și tu doi copii să vezi cum o ia pe alta valul. No. Sincer, domnule Ernest, chiar n-are nicio... Ce îi spuneți acum e ca și cum eu aș avea o relație. Eu n-am nicio relație, suntem doar relație de muncă și atât. Bă, nene! Insiști în prostie, scumpul meu. Înțelege. Nevastă ta știe, ești penibil în secunda asta, având acest comportament. Ce ți-a lipsit acasă? De ajuns la Aniela. Ce mi-a lipsit? Probabil că ar fi trebuit să mă vopsesc blondă. Mi-ai făcut atâtea promisiuni, Răzvan. Mi-ai făcut atâtea cereri, atâtea, câte în lună și în stele, că vrei cu mine, îți place de mine, mă iubești. Demonstrează, spune ce ai de gând să faci, omule, nu te mai ascunde, fii asumat, fii un bărbat matur, așa cum te-am cunoscut eu și cum m-am îndrăgostit de tine. Hotărăște-te, ori cu mine, ori cu ea. E departe de a fi un om matur, acest om. Stai niște, draga mea, că-i faci doi copii și se repetă istoria. Și ceva mă face să cred că v-ați îndrăgostit de o minciună, de o iluzie. Adevăratul Răzvan, uitați-l aici. Nu e capabil să-și asume responsabilitatea faptelor sale. Hai că pe mine nu mă mai iubești, nu mai sunt atractivă. Dar asumă-ți situația asta.
Unde să mergem, Anela? Locul meu e aici. Familia mea, copiii sunt aici, da? N-am unde să merg cu tine. Într-un final, ar fi bine să nu mai minți, măcar acum. Asta și încerc să fac. Asta încerc să și fac. Gândește-te puțin. Nu mai vreau. A fost o greșeală, am greșit acum. Te rog frumos să mă ierți. Eu l-am mințile ăla. Îl vede ca pe un sfânt. Nu e chiar așa. Nu vezi ce se întâmplă? Sunt doi copii la mijloc, așa a considerat sora ta că luptă pentru familia asta, pentru soțul lui. Dar lasă-mă, unde mă duci? Nu, nu, nu ies nicăieri! Lasă-mă în pace! Nu mai da să nu avem acum. Băia, gata cu mizeria asta, mă. Ce e discuția asta? Gata, hai să mergem, hotărăște-te. Ce vrei să faci? Acum e momentul. Spune. Unde vrei să mergem? Ce să-mi asum? Ce să-mi asum, Manila? Ce vrei să mergem? Unde să mergem? Că locul meu e aici. Fă ceva, fă ceva pentru noi. Unde să mergem, Manila? Locul meu e aici. Familia mea, copiii sunt aici, da? N-am unde să merg cu tine. Înțelege? Da. Da. Și cu mine cum rămâne? Păi te fac de panoramă, te fac de 2 lei te fac. Adică? Cum așa ceva? Am mesajele cu tine de un an și jumătate. Iauzi. Am poze, amintiri din atâtea plimbări ce le-am avut. Atâtea plimbări. Ce poze mesaje? Da. Și tu sau ce? Mesajele? Vă dați seama, nu? Am trăit și noi niște momente și mai compromițătoare și mai frumoase și mai urâte. A, și v-ați și filmat și pozat la montaj. Să vezi tu ce pățești. Și ați avut dumneavoastră un sufletel atât de mare încât să publicați toate lucrurile acestea? Să da, vadă normal. Toată firma? Cine normal este domnul director? M-a provocat și asta voi face. Bun, asta voi face, am să ce te distrug, să faci, să am ce să te cine distrug, să am să-mi dau totul, hai, atunci, totul, hai, am să dau un vileac. Ești afară, nu uita că eu sunt șeful, da? Ești afară. Eu acum sunt șeful. Ești eu trebuie acum să mă duc să discut cu ăsta, că nu se poate așa. Ești afară. Dar lasă-mă, unde mă duci? Nu, cum nu, nu ești afară? Lasă-mă în pace. Nu mai dea să n-avem acum, te voi. Ce mă fac? Da? Da. Ce? Am greșit. Ce vrei acum? A ieșit adevărul, a ieșit la iveală. Nu mai, n-am ce să mai dau înapoi, Oana. Ai dreptate. Am greșit. Dar... poate pot să-mi acur și mie o a doua șansă. Ce să fac? Să-mi acur a doua șansă, na. Sunt și eu bărbat, am avut și eu pe ale mele, nebunia mea. N-ai cum, sincer, Oana, vreau să te fac să înțeleg, vrei să... Gândește-te și la copii. Eu să mă gândesc la copii? Tu îmi spui mie să mă gândesc la copii. Oana... De ce ți-aș acorda ție a doua șansă? Doar pentru că există acești doi copii? Nu neapărat pentru copii. Atunci? Am și recunoscut, da, ți-am recunoscut, am greșit, am avut și eu o plăcere a inimii, să o numesc așa. A inimii? Vezi, ai grijă ce spui în momentul ăsta. Acum e momentul adevărului, trebuie să spun ceea ce am simțit atunci. Mai bine, Oana, spune. Deci, n-am ce să fac. Vrei să te mint? Nu mai e momentul de minciună acum, pe bune? Într-un final, ar fi bine să nu mai minți, măcar acum. Asta și încerc să fac. Asta încerc să și fac. Gândește-te puțin că nu mai vreau. A fost o greșeală, am greșit acum. Te rog frumos să mă ierți. Dar tu te-ai gândit vreo secundă la ceea ce simt eu? Te-ai interesat vreodată cum mă simt, cum mi-a fost ziua? Ce înseamnă să am o rutină timp de atâția ani, aceeași rutină, că ajung să nu mai am sentimente de compasiune față de proprii mei copii, ajung să nu mă mai suport pe mine însă, să cad jos din picioare în fața ta și tu să țipi în continuare la mine? Ai dreptate, m-am gândit, dar n-am știut să arăt.
N-am știut ce să arăt, eram orbit. I-a arătat la tot. Nu, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Băi, uite, uite cum este treaba. Te rog eu frumos. Deci nu mai vreau să mă atingi, pentru că și așa am rezistat. Nu luăm decizie acum că toate lucrurile sunt la cald. Hai să nu mai... Hai să nu facem decizii pripite. Am greșit eu, dar nu trebuie să greșești și tu. Eu am tot încercat, Ernest, să-i spun chestiile astea. N-am cu cine să vorbesc. I-a luat mințile ăla. Le vede ca pe un sfânt. Nu e chiar așa. Nu știu ce se întâmplă. Sunt doi copii la mijloc, așa a considerat sora ta că luptă pentru familia asta, pentru soțul lui. Dar nu cred că se aștepta ca el să meargă atât de departe. Gândește-te la clipele frumoase, gândește-te nu neapărat la un an jumate pe care, da, am greșit. Gândește-te și la restul. Nu mai lua, privește și partea plină a paharului, numai pe aia. Păi asta am făcut tot timpul ăsta ca să pot să rezist. Nu mai pot. Vreau să plec la mama la Iași, o să iau fetele cu mine. Nu vreau să mă bați la cap cu mesaje, cu telefoane, să-ți faci apariția pe acolo, să încep tu să pozezi în tatăl ideal care și-a dat el sufletul pentru copii. Vreau să mă lași în pace o perioadă, ascultă-mă. Că gata, nu mai, nu mai. Te ascult, da? Vreau o perioadă de nu știu cât. Așa. Să mă liniștesc, să-mi pun gândurile în ordine. Așa, te ascult. Să mă odihnesc în primul rând. Ce gând? Și să iau o decizie finală, pe care o vei afla. Sper să fie o decizie care să ne... Nu știu ce va fi, nu știu ce va fi. Să ne privească. Și în altă ordine de idei, tu trebuie să-mi demonstrezi mie că lupți pentru familia asta și pentru mine în primul Oana, rând. Oana, deja am început să lupt prin a-mi spune greșeala. Dacă ție ți se pare asta așa ceva extraordinar că ai recunoscut după ce ai fost pus în fața faptului împlinit și după ceva vreme, adică la un moment dat deja era penibil ceea ce făceai, te înșel că eu o să halez gălușca asta. Ok. E strigător la cer, Ernest. Cum așa ceva? Nu se poate așa ceva. Gândește-te că emoțional ea este la pământ. Adică știa foarte bine de unde vine bărbatul. Pă bune? Băi, eu sper că divorțez de asta, ai auzit? Eu vreau să-mi iau un pic de timp. Vreau să mă duc la mama să stau puțin. Nu, stai la noi. Nu te duci la nicio maică ta, stai la noi. Nu, vreau să plec departe de el și să știu că nu are cum să vină după mine, n-are nu va veni nimeni după tine, Oana. Vin la noi și stai la noi. Nu, okay? Vreau să dacă ai nevoie la de ceva, te ajutăm noi, cu avocat, cu ce vrei tu. Ok? Nu, Dani. O să mă duc la ea și o să stau o perioadă, nu știu ce vreau să fac în momentul ăsta. Vreau doar să am o perioadă în care să mă liniștesc. Ce vrei să faci? Divorțează asta, trebuie să faci. De un om ca ăsta. E foarte simplu să zici, divorțează. Da, în momentul ăsta aș semna actele de divorț dacă le-aș avea așa în față. Dar nu vreau să iau o decizie la nervi. Și așa sunt obosită, sunt epuizată. Vreau să gândesc și să cântăresc bine lucrurile. Și dacă el are de gând să lupte pentru familia asta și să demonstreze că se poate schimba. Schimba? Bă, tu nu înțelegi că ăsta are o relație cu asta de un an și ceva? Da, știu! Și tu știai de chestia asta? Tu ești nebună? Îți mulțumesc că îți faci griji pentru mine, dar momentan asta este decizia mea. Ok, bine. Dacă asta e decizia ta, n-am ce să fac. Nici nu vreau să-mi imaginez cât de mult a rănit-o pe Ioana tot ce a aflat la discuția finală. Picanteriile din întâlnirile celor doi amanți, planurile lor de viitor, se întâmplau în timp ce ea trăia o viață amară și solicitantă până la epuizare. Într-un an și jumătate, Ioana a adunat multă suferință în sufletul ei și trebuie să recunosc că a avut o putere interioară extraordinară. Să știe că este înșelată, umilită și mințită fără nicio jenă de omul pe care l-a iubit și căruia i-a oferit doi copii. Puterea ei de caracter și voința o vor ajuta să se recompună. Ce nu a înțeles însă Răzvan a fost determinarea Ioanei de a-și schimba viața. Cât despre o eventuală împăcare, mi-e milă de Răzvan. Nici nu știe ce l-așteaptă. Da, tu să ai grijă de tine, da? Ai auzit? Să te întorci sănătos acasă. Că noi suntem bine, uite, suntem cu mama, cu tata, cu toată lumea. Păi hai să spun că sunt de la bară, tăticu, da? Bar, strip, nu-i nimic, chiar dacă, dar nu cred, da? Acum e fată de casă, are copil, are soț, nu contează de unde a luat. Deci tu nu mai intri în această casă. Ce, nu ai înțeles? Ce, mamă sacră, glumești, nu? Nu, sunt cât se poate de serioasă. Dora, te rog frumos,
mama și-a găsit un alt bărbat cu care vrea să-și facă o altă familie, să-și întemeieze o altă familie. Nu te cred, mă minți, mincinoasul. Cum adică a luat-o pe Dora? Cum adică a luat-o pe Dora? Din casă, mamă, m-am dus, am fost la piață și când m-am întors am găsit ea la schimbat. Și am sunat-o pe soacră mea și mi-a zis că să plec, că îi fac mai rău lui Cătă. Deci trebuie să scăpăm de asta. Ce nu vrei să înțelegi? Ce nu vrei să înțelegi? De câte ori să spun? Ce, Doamne, ar trebui să mai înțeleg? Deci știu decât așa, că copilul ăsta suferă.